Consider că romașcanii interesați a vedea cum se sifonează banii publici de la Consiliul Județean sub oblăduirea președintelui Ionel Arsene ar trebui să acceseze seria anchetelor jurnalistice ale cunoscutului ziarist Daniel Muraru, administrator al site-ului Atacul, care a demonstrat cu documente mega afacerea Târg de Crăciun, care a băgat în buzunarul unor firme de casă ale PSD sub oblăduirea consilierei personale a președintelui Ionel Arsene, Oana Bulai, plătită cu bani publici grei. Iată mecanismul furtului dezvăluit și asumat de jurnalistul Pietrean, care a dus la spoilierea bugetului județului adunat cu atâta trudă și aflat în grea suferință de câteva miliarde bune ajunse în buzunarul rotarienilor care au defilat la brațul eminenței blonde de la PSD. Și acest mecanism este facilitat de o lege proastă de încredințare directă care dă posibilitatea de a sifona legal bani publici strânși cu atâta sudoare de la noi contribuabilii, bani care se scurg în buzunarele clientelei politice la prețuri în unele cazuri umflate între 100 și 200% față de prețul real de achiziție a acestor servicii. În primul rând, vreau să spun că aceste investigații au pornit de la ideea, de la dorința mea de a face lumină în ceea ce privește modul în care au fost cheltuite fondurile alocate acestui eveniment. Este un eveniment de care nemțenii cu siguranță că aveau acest drept să se distreze, să se bucure de Crăciun, să se bucure de sărbătorile de iarnă. Este un eveniment în care, din punctul meu de vedere, Consiliul Județean Neamț nu ar fi trebuit să se implice. Cred că rolul acestei instituții este cu totul altul decât să organizeze astfel de sinrofii, dar lăsând deoparte toate aceste aspecte, cred că cel mai important a fost lucru pe care l-am văzut eu, de altfel, și semnele de întrebare privind modul în care acea sumă alocată de 900.000 de lei, vorbim de 9 miliarde de lei vechi, și aici fac o paranteză, nu sunt convins în acest moment că această sumă nu a fost mai mare decât cea alocată, dar este o altă chestiune pe care sper eu că o să o limpezească organele de anchetă dacă vor fi interesate. Ei bine, dacă revenim la cei 900.000 de lei, o sumă destul de mare, pentru că de aici a și pornit ideea mea de a investiga toată această poveste. Mi s-a părut că sunt foarte mulți bani pentru un eveniment care, din punctul meu de vedere, nu ar fi necesitat o astfel de investiție, cu ghilimele de rigoare, nu vorbim de investiții, vorbim de alocarea unei sume importante de bani pentru organizarea unor, spectacole, tot felul de evenimente în perioada decembrie, începutul lunii ianuarie. Ce mi-a atras atenția, în primul rând, a fost prețul destul de mare, exagerat, aș putea spune, în ceea ce privește achiziționarea acestor căsuțe. Sunt 39 de construcții din lemn, mare parte căsuțe, pentru că mai sunt și niște terase, mai este o căsuță hexagonală și așa mai departe. Suma mi se pare exagerată, 100.000 de euro, aproape 100.000 de euro. În condițiile în care aveau lemn asigurat de Romsilva. Aici mi-a atras mie atenția atunci când am dat în judecată. Da, dar să facem și precizarea că Romsilva nu a mai asigurat lemnul, pentru că cei de la Romsilva, Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor, a refuzat să aprobe solicitarea de a asigura lemnul solicitat, lemnul cerut pentru a fi folosit la construcția acestor căsuțe. Deci Romsilva nu a mai oferit acel sprijin promis în ședința de Consiliul Județean, pentru că au fost două etape, să spunem, au fost două ședințe de Consiliul Județean, 31 octombrie, că sunt niște lucruri care se leagă foarte bine. Dacă cineva este interesat să pună cap la cap ceea ce s-a întâmplat în organizarea acestui eveniment, o să își pună mâinile în cap, efectiv. 31 octombrie, atunci a fost emisă hotărârea de Consiliul Județean, votată la unison, de organizarea acestui eveniment a Târgului de Crăciun, prima ediție a Târgului de Crăciun. Dă un repede înainte, să spunem așa, pentru că dacă vrei să faci o treabă cum trebuie, în niciun caz nu te trezești în ultimul ceas pentru a face un astfel de eveniment. Ei bine, 31 octombrie a fost alocată suma respectivă, parteneri în această activitate au fost mai multe instituții subordonate Consiliului Județean, respectiv Carmen Seculare, Centrul de Cultură Carmen Seculare. Am mai avut aici Complexul Județean Muzeal Neamț și Romsilva, Direcția Silvică Neamț, care s-a retras, ar fi trebuit să asigure lemnul, cum spuneam, și a mai fost Camera de Comerț, care s-a retras. Tocmai de aceea a mai avut loc o ședință de Consiliul Județean, e unul dintre motivele, am putea spune, o ședință în 17 noiembrie, în care au fost refăcute, să zicem, documentele, pentru că cei de la Camera de Comerț și Industrie au spus nu au vrut să participe, nu știu care a fost exact motivul acestui refuz. Ar fi trebuit să dea niște bani pentru închirierea căsuțelor, să se ocupe de această zonă, să
gestioneze închirierea căsuțelor către agenții economici. Bun, 17 noiembrie a fost ședința în care s-a pitrocit toată această afacere. Mare parte din sumă, 100 de milioane euro, cum spuneam, a fost folosită de Consiliul Județean Neamț pentru a achiziționa acele căsuțe de la o firmă, ajungem imediat, haide să vă spun care a fost procedura de achiziție. S-a mers pe varianta, bine, s-a apelat la SEAP, așa cum se procedează, varianta achizițiilor directe. Este cea mai comodă, să spunem, modalitate de a sifona banul public aceste achiziții directe. Pentru că autoritatea contractantă, în cazul de față, Consiliul Județean Neamț, alege pe cine alege partenerul economic pentru a cumpăra anumite produse, pentru a-i presta anumite servicii și așa mai departe. Este una dintre colăniile cu care se confruntă din punctul de vedere România această oră, însă nimeni nu face absolut nimic. Suma alocată este cea de 100.000 de euro, mai exact sub 4.400.000 de lei, adică sub limita prevăzută de lege. Legea achizițiilor publice prevede foarte clar că poți să faci pe SEAP niște achiziții directe, vorbim de cumpărări directe, dar în limita unei anumite sume. Ei bine, cum s-au încadrat ei? La un minus 2.000 de lei, dacă nu mă înșel, sub acea limită. Firma care a fost declarată câștigătoare, nu știu cum a reușit să facă acele căsute într-un timp atât de scurt, e vorba de Salamandra SRL din Gheorgheni, o firmă care are ca obiect de activitate construirea unor astfel de obiecte, în căsuțe mai exact și numai căsuțe, fac și altfel de alte lucruri de genul ăsta, dar în firma respectivă este implicat un nemțean al nostru, este o surpriză de altfel, e vorba de domnul Crețu, care deține prin fiul său, deține 50% din acțiunile de la Salamandra. Deci, niște lucruri care denotă faptul că cineva a pus la cale toată această ordinărie. De ce spun ordinărie? Pentru că eu am făcut niște verificări foarte simple, care sunt la îndemâna oricui. Am cerut niște oferte de la societăți care au același obiect de activitate pentru produse similare. Ei bine, concluzia la care am ajuns eu a fost următoarea. Prețul pentru achiziționarea acestor căsuțe a fost umflat undeva cu 100%, deci am spune dublu. Aș putea spune chiar dublu, dacă nu cumva mai bine de dublu. Pentru că dacă ați citit ceea ce am scris eu în atacul.ro, ați văzut cu probe clar că acele produse puteau fi achiziționate cu prețuri mult mai mici. Sunt foarte multe lucruri de discutat. În primul rând, cred că se putea merge pe varianta de închiriere, iar Consiliul Județean Neamț ar fi rămas cu niște bani. Ei au ales această variantă de a cumpăra pe ideea că, vezi, Doamne, băi, o să fie ale noastre. Numai că nimeni nu s-a gândit sau nu a avut interesul să gândească astfel că acele căsuțe asamblate și dezasamblate de 1.000 de ori o să se strice. De fapt, nu o să reziste decât de 2-3 ori. Spun oamenii cu care eu am discutat. Ele sunt depozitate, acum chiar astăzi am scris, am publicat în urmă cu 10 minute un alt articol. Căsuțele respective au fost demontate și transportate în curtea societății Drupo, companie a Consiliului Județean Neamț, la o distanță, să spunem, de 2,2 km de centrul orașului, acolo unde au fost ele amplasate, în condițiile în care pe SEAP, acolo unde s-a apelat din nou ca servicii de demontare și transport, se spune foarte clar că transportul a fost asigurat undeva la o distanță de 10 km. Ei bine, în realitate vorbim de 2,2 km, nu 10 km. Iar costurile sunt fantastice. Eu personal am o experiență de 19 ani în presă, n-am crezut că voi trăi aceste vremuri. Să văd că se fură, și mi-asum ceea ce spun, se fură cu o nerușinare pe care nu, de fapt, nu pot să spun că nu s-a inventat cuvântul care descrie ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă la Consiliul Județean Neamț în ceea ce privește organizarea acestui târg de Crăciun. Păi, demontatul a fost de 4 ori mai scump decât montatul căsuțelor. Transportul căsuțelor de la Gheorgheni, vorbim de 83 de kilometri, a fost cu câteva sute de lei mai mare costul decât transportul căsuțelor din centrul orașului până în curtea societății Drupo. Deci vorbim de un jaf la drumul mare, un jaf care se practică cu nerușinare și aștept, mă uit în stânga, în dreapta, aștept o reacție a autorităților. Din păcate n-am astfel de semnale, pentru că, din câte am văzut eu, că am stat de vorbă și cu cei implicați, doamna care mă lăsați, spune că totul a fost ok, că am organizat licitații, achiziții directe prin SEAP. Ei, asta nu înseamnă că dacă l-ai făcut pe SEAP și ai găsit niște prețuri de 4 ori mai mari decât cele care se
practic înseamnă că ai făcut o licitație corectă. Nu, ți-ai bătut joc de banii noștri, spun eu. Și ca jaful să fie total și promovarea făcută târgului de Crăciun a însemnat tot sifonarea banului public, ea făcându-se printr-o firmă romașcană administrată de un apropiat al Oanei Bulai, un alt rotarian romașcan și el, Bogdan Dumea. Dacă vorbim de promovare, dacă vorbim de promovarea acestui eveniment, făcut, cum spuneam, pe repede înainte, nepregătit așa cum trebuie, promovarea a costat Consiliul Județean Neamț, Carmen Seculare, care s-a implicat pentru că fondurile au fost împărțite, și Complexul Muzeal Județean Neamț, care s-a ocupat de tipărirea unor broșuri, flyere și așa mai departe, peste 100.000 de lei. Ei bine, cine s-a ocupat de această promovare? Care înseamnă, pe lângă broșuri, înseamnă construirea unui site, publicitate pe Facebook, alte rețele de socializare și așa mai departe. Ei, s-a ocupat firma Creatorii Work din Roman, vorbind de o firmă care este controlată de un anumit domn Bogdan Dumea, prieten la cataramă, spun romașcanii dumneavoastră, cu doamna Oana Bulai, nimeni alta decât consilierul personal domnului Ionel Arsene. Ei bine, acest domn, această firmă a câștigat niște licitații în mod suspect, spun eu, licitații tot așa prin achiziții directe, de fapt niște cumpărări directe, privind colantarea unor autobuze. Nu numai, au fost împărțite, eu am găsit în toate satele din jurul Romanului, până de la Sagna, să zicem Horia Sagna, cel mai apropiat, până la Stănița, benere stradale enorme, cât or fi costat și alea, Dumnezeu și știe. Benere. Nu, știu eu cât, știu cât au costat și voi publica foarte curând și aceste informații tot în atacul.ro. Știu cât au costat acele benere, cât au costat flyerele, cât au costat alte broșuri și alte materiale de propagandă, nu de propagandă, materiale de publicitate, pentru a se face reclama acestui site. Prețurile sunt foarte mari. Eu am vorbit cu un specialist, de exemplu, apropo de promovare online și mi-a spus, domne, este ceva strigător la cer, nu se poate așa ceva. Sunt cel puțin duble costurile pe care le-a suportat Consiliul Județean și Carmen Seculare decât cele care sunt în realitate. Deci, repet, vorbim de hoție, un cuvânt greu, un cuvânt cu conotații grave, dar pe care eu mi-l asum. Repet, nu cred că am ajuns să trăim în anul 2017 într-o țară unde banul public este sifonat în asemenea hal și cu o bătaie de joc la adresa noastră a celor care contribuim, fiecare în funcție de ce activitate avem, că e salariat, că ai o firmă, că plătești taxe și impozite. Ei, din sacul ăla în care se adună banii noștri, cineva își bagă mâna, mai exact, s-au vărât în sac, au și uitat să mai bage mâna și cu acel deget, știți că e o vorbă, cu degetul mare să oprești mâna când o bagi în sacul cu bani publici. Nu, ei s-au vărât efectiv și au făcut ceea ce au făcut. Sunt ar fi foarte multe de spus, sper să nu se scăpa ceva. Și Daniel Moraru apreciază că fixarea unui termen de rezolvare a contestației jurnalistei Flora Ordean în contencios administrativ făcută în nume personal, prin care cerea suspendarea hotărârii de alocare a 10 miliarde pentru târgul de Crăciun fixat la o lună după încheierea târgului, demonstrează că în România întâi sunt lăsate găștile politice să fure și abia după aceea își fac datoria instituțiile abilitate. Daniel Moraru vorbește de ceea ce s-ar fi putut realiza în județ dacă cei 10 miliarde de lei nu ar fi fost sifonați din bugetul județului adunat cu atâta trudă din banii noștri ai tuturor și cheltuiți absolut discreționar de o gașcă politică cocoțată la putere prin votul nostru al cetățenilor. Domnul Ionel Arsene, atunci când a fost vorba de alocarea a 400, aproape jumătate de miliard pentru aparatul de la Roman, a spus că dumnealui nu acceptă să se facă ilegalități. Ar fi fost ilegală alocarea unei sume către un spital care deservește municipiul Roman și 29 de comune din preajmă, dar iată că nu a fost ilegal să se facă jaful acesta pe banul public. Cum apreciați lentoarea cu care se mișcă organele judiciare? Pentru că eu am cerut personal suspendarea acestui jaf și dacă s-ar fi intervenit, eu în 23 noiembrie am scris că am cerut suspendarea actului, mi s-a părut suspect, eu n-am mers cu investigația decât acolo legată doar de montajul. Mi s-a părut aberantă suma aceea pentru a monta niște căsuțe. Și am cerut suspendarea actului cu aceleași argumente pe care le-ați prezentat și dumneavoastră în prima parte, legate de achiziția PSA, de neregulile acelea constatate și de mine. Primesc
ca și termen de judecată în condițiile în care am trimis absolut toată documentația, mai puțin cea legată de partea a doua, aceasta de jaful al doilea, pe serviciile acestea de de marketing pentru târg, de astea, și poate să primești în 6 februarie, la o lună după ce se termină târgul, mi se pare, nu știu cum, inadmisibil. Doamne Ordean, știți că există o vorbă, noi românii o folosim destul de des, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu mă surprinde ceea ce s-a întâmplat. Nu mă surprinde absolut deloc. Când privești acea investiție, acele probleme de la Spitalul Roman, cred că dacă s-ar fi dorit, s-ar fi găsit o soluție, o variantă pentru a fi sprijinit acea investiție să fie dusă la bun sfârșit. Însă am avea foarte multe de spus apropo de banii care au fost, nu vorbesc de suma reală. Acest eveniment, repet, ar fi trebuit să aibă loc foarte frumos, tinerii s-au bucurat și cei mai în vârstă, a fost frumos, sărbători și așa mai departe. Bun, dar poate ne spune, doamna Arsene, câți oameni au venit de la Stănița, câți au venit din celelalte localități, unde abia are țăranul după ce bea un pahar de apă și unde au fost făcută propaganda asta deșanțată, da, a târgului. Bună întrebare, poate o să ne spună, deși mă îndoiesc, nu știu care a fost câștigul, de fapt câștigul financiar nu există în toată această poveste, că banii pe care au câștigat din închiderea căsuțelor au fost cheltuiți cu transportul căsuțelor, demontatul și transportul căsuțelor. Deci cam 1 miliard de lei vechi au înghițit, au fost înghițit, această sumă a fost înghițită de cele două servicii de care pomeneam, adică demontatul căsuțelor, adică ei au găsit o modalitate de a sifona banul, de a lua și banul ăsta, 100.000 de lei care, pe care au obținut-o din închidirea căsuțelor. Dar, apropo de gestionarea banului, cu siguranță și la Roman sunt probleme, în tot județul neam sunt probleme, sunt drumuri județene, că mai sunt drumuri județene cu probleme. Ne gândim la axial, o să spună cineva, bă, dar ce ai fi vrut să facă cu 900.000 de lei axialul? Nu, sub nicio formă. Putem discuta de o altă investiție acum, acel proiect care prevede construirea, reabilitarea unui traseu care se lege Neamțul de Bacău, e așa un traseu foarte interesant, este o altă poveste, dar cu banii aia, cred că, sau cu banii care au fost sifonați, se puteau face foarte multe lucruri. La spitale, la cămine de copii și așa mai departe. Adică existau variante de a-l cheltui chipzuit, pentru că totuși trăim într-o Românie cu oameni chinuiți, iar județul Neamț, știm cu toții, e undeva pe la coada clasamentului sau nu, fruntea clasamentului privind sărăcia. Curajosul jurnalist nemțean povestește modul în care s-a încercat compromiterea sa de către hăitașii găștii pesediste, asmuțiți în cel mai ordinar mod asupra sa în încercarea de a-l cumpăra, șantaja sau discredita, motiv pentru care acesta a anunțat autoritățile statului. Vorbiți-mi un pic despre hăitașii puși pe urma dumneavoastră. Ce să vă spun, doamna? Care sunt și aceiași puși pe urma mea. Da, e o metodă clasică folosită chiar și de mafie, nu exagerez când spun acest lucru, s-a încercat cu mituire, a fost un personaj trimis la mine, o persoană cu care eu sincer am avut, dacă am schimbat în activitatea mea profesională două vorbe, a avut o funcție importantă în perioada când PDL-ul se afla la putere, eu fără să știu că același personaj se află acum, gravitează în jurul Consiliului Județean și a domnului Arsene. Am auzit multe lucruri, încă nu sunt probate și nu pot să le fac public în acest moment. Nu pot să spun ce am auzit, repet, apropo de legătura dintre cele două personaje. Și am fost sunat, eu am crezut efectiv că omul vrea să-mi ofere o informație pe care să o folosesc la realizarea unui articol. M-am fost la acea întâlnire, am avut grijă să fiu întâlnit într-un spațiu public pentru că mi-am luat niște măsuri de precauție, nu știam exact ce dorește respectiva persoană și mi-a spus franc în față că e prietenul unui domn, care domnul este prieten cu o doamnă care e la Consiliul Județean. Este vorba de personajul pe care l-ați pomenit și dumneavoastră, cel care era în legătură cu, are o legătură cu Bogdan Dumea și creatorii Org. Ei bine, am refuzat, discuția n-a avut loc mai mult de, n-a ținut mai mult de un minut, am refuzat clar această tărășenie și mi-am văzut de ale mele. Bineînțeles că el a spus că dacă voi avea nevoie, arde buza, du-te, domnule, vezi treaba, că nu o să, și dacă o să ardă buza, niciun caz nu o să ajung la matale și la gașca, la membri din găștii din care faci parte. Bine, asta mi-a spus un gând, mi-am văzut de treabă. În schimb, a doua zi, am aflat din surse mai mult decât sigure că
M-a avertizat cineva că deja se discută în anumite cercuri că se caută variante pentru a fi potolit și că o persoană de pe acolo ar fi zis, lasă-mă că îi băgăm noi pe ăsta ziarul pe nas, pe gât și o să vadă el ce o să pățească. În momentul ăla am considerat că lucrurile s-au agravat și am luat decizia să mă duc la poliție, ceea ce am și făcut. Pentru că duminică a fost tentativa de mituire, luni am aflat că se pregătește cu totul altceva. Am aflat și unde s-au întâlnit și au pus la cale tot acest plan de mituire și mai departe și am fost la poliție unde am relatat ceea ce mi s-a întâmplat. În cursul aceleiași zile am scris un articol pe atacul.ro, iar autoritățile bănuiesc că s-au autosesizat și fac, știu eu, verificări. Însă lucrurile s-au complicat după. Am ajuns să mă întâlnesc cu oameni pe care știu de viață, nu prieteni, că e mult spus, hai să spunem oameni cu care am avut diverse legături, surse și așa mai departe, prin boscheți. De teamă, lor fiindu-le teamă să vadă cu mine, să fie văzut cu mine. Și am mai venit și informația cu un anumit personaj pe care noi știm foarte bine, un personaj care, din punctul meu de vedere, nu face parte din această brazdă, locul lui nu este brazda jurnalistului. Da, vorbim de Caravagiu, care este un mercenar condamnat pentru șantaj. Este primul jurnalist condamnat pentru șantaj din România. Bine, am aflat și el începuse deja luni dimineață atacul de pe postul de televiziune controlat de Ionel Arsene. Atacul la adresa mea, bine, fără să rostească numele, dar cu vorbe foarte urâte, era amintit și amintit o persoană pe care am cunoscut-o, care a decedat între timp, Dumnezeu să o ierte, care normal că nu are niciun fel de legătură acum de unde este acolo, de sus. Și probabil că se răsucește în mormânt când aude cu ghilimele, bineînțeles, ce se întâmplă și ce bazaconii sunt în stare unii să mai debiteze în aceste momente. Sunt lucruri cumplite. Ei încearcă să afle, ei nu înțeleg în ziua de astăzi, sau nu înțeleg că mai există și jurnaliști care sunt bine intenționați, care nu au nicio treabă, n-au în spate nici politicieni, nici interlopi, nici pe Soros sau alte persoane care, să zicem, ar susține financiar această activitate. Și cred că ar fi cazul să înțeleagă și acest lucru. Eu cred că a venit momentul când ar trebui să pună stop jafului, când ar trebui să încercăm să facem ceva, dar să facem concret. Pentru că am săturat de discuții și discuțiile politicienilor și discuțiilor unor jurnaliști fără a se concretiza absolut nimic. Ne amintim și de campanii electorale. Din punctul meu de vedere, la experiența pe care o am, lucrurile sunt foarte simple. Să nu creadă cineva că am ceva cu PSD-ul, cu Ionel Arsene. Ferească Dumnezeu. Nu, cum am spus și eu, n-au niciune, nicio treabă. PNCCD-ul a făcut la fel, PDL-ul la fel. Sunt toți o apă și un pământ, fără a generaliza, pentru că sunt și oameni, e clar de valoare, oameni care nu au făcut năzdrăvănii, însă cei mai mulți dintre ei asta urmăresc, să ajungă la putere pentru a fura, a ne fura, să ne fură pe noi. Credeți că, așa cum am postat eu un comentariu la articolul ultimul meastră editorial legat de toată această tărășenie, marginalizarea cu bună știință a unor oameni de valoare din PSD înseamnă pierzania acestui organizații, cel puțin la neamț? Doamnă, dați-mi voie să mă îndoiesc de existența multor persoane de bună credință în PSD. Nu îi cunosc foarte bine pe cei din PSD, nu știu ce au în eșalonul 2, ce au în eșalonul 3, însă cred că printre aceștia se află multe personaje care nu urăsc altceva, dacă este să fie așa, decât să-i dea jos pe cei care sunt acum în prim plan, pentru a le lua locul și a continua jaful. Eu nu cred că există extraordinară, gata, uite, oameni de bună credință care ar fi mai bun decât ăia. Nu, pentru mine, asta, eu mi-asum ceea ce spun, cam toți sunt o apă și un pământ. Indiferent că sunt PSD, că sunt PNL, că sunt în PNCCD care nu mai e, că sunt în PMP, cam toți sunt o apă și un pământ, repet, cu mențiunea că nu generalizez. Există, într-adevăr, în fiecare parte, dar eu nu știu, de exemplu, dacă la PSD ar fi unul mai bun, ar fura mai puțin sau deloc decât fură alții care sunt în PSD sau la PNL. Nu, să fim serioși. Și haideți să vedem un alt aspect, doamna Ordan, că e bine și că avestim. Și nu ați scris despre acest subiect și mă bucur că, iată, mai este un jurnalist în județul Neamț interesat.
Din păcate, în România postdecembristă, politicieni tineri ca Oana Bulai sau Ionel Arsene, care au intrat în politică destul de devreme, au învățat că aceasta, politica, înseamnă nu doctrină, nu luptă de idei, nu luptă pe programe pentru a face bine celor pe care îi guvernează, ci doar parvenirea la ciolan, la sinecuri grase plătite numai și numai din bani publici, în ce aurile și aga unor societăți de unde sug anual bani frumoși, vezi scandalul la Paserv, pentru a aranja licitații în folosul lor și al partidelor. Așa a făcut PNCCD-ul, care a devenit istorie tot din cauza corupției. Așa a făcut PDL-ul, care a spoliat țara, așa cum face și PSD-ul și se pare că plătește politic din plin în aceste zile. În PSD există și oameni de mare calitate care au fost trași pe dreapta la neamț, vezi cazul senatorului Chelaru, de exemplu. Și, din păcate, această grupare, care a câștigat detașat alegerile și la neamț, dezamăgește și duce de râpă partidul, comprimițând ideea de social-democrație. Mecanismul jafului public de la Consiliul Județean a fost dezvăluit de Daniel Muraru în mai multe episoade și constă în încredințarea directă la limita legii și chiar cu încălcarea ei cu prețuri și de câte 8 ori umflate prin încredințarea directă a unor contracte de execuție, publicitate, montaj, demontaj, transport al căsuțelor, toate derulate prin Carmen Seculare și Muzeul Județean, entități subordonate Consiliului Județean, care ar avea menirea să facă cultură și nu acte de comerț sau tranzacții oneroase. Refuzul lui Ionel Arsene de a respecta angajamentul conducerilor anterioare ale Consiliului Județean de a achita cea de-a doua rată pentru aparatul de radiologie de la Roman în valoare de 482.000 de lei, timp în care sub ochii săi s-au aruncat cu bani în câini, mai bine zis în conturile rotarienilor, e prea mult și inadmisibil și trebuie sancționat nu doar politic, ci sper și de instituțiile abilitate ale statului, apropo de DNA. Refuzul de a achita aparatul de radiologie a costat municipiul Roman oprirea altor investiții pentru sănătate, sector considerat prioritar în programul de guvernare, adică modernizarea secției ORL, termoizolația spitalului, finalizarea investiției legate de sursa de apă proprie a spitalului și aparatură medicală absolut necesară unității, lampă sciatică, aspirator chirurgical, aparat paco-emulsificator, incubator cu pereți dubli și termocontrol pentru secția de nou-născuți. Asta în condițiile în care eminența blondă din PSD, Oana Bulai, din păcate plecată tot de la Roman, care îi ciugulea din palmă lui Leoreanu, așa cum știu romașcanii, când PDL-ul lui Ștefan Tăia și Spânzuran Neamț administrează după bunul plac banii județului. Dacă președintele Ionel Arsene este cu adevărat străin de acest tun fără precedent, în secunda doi ar trebui să o concedieze și să o trimită să se ocupe de fel de fel de traininguri de formare profesională și nu de administrarea banului public. Flora Ordean își asumă și ea personal, ca jurnalist liber, opiniile exprimate în acest material.